Știați că între bătăile inimii și muzică există o strânsă legătură? Ei bine, astăzi aflăm că și muzica are o inimă, iar bătăile acestea poartă numele de pulsație. Bineînțeles, de la puls, pe care cu puțină atenție îl putem simți nu doar în dreptul inimii, ci și la încheietura mâinii sau în zona gâtului. Haideți să-l ascultăm! Ați observat că pulsația este constantă? Ce alte exemple de pulsație constantă mai cunoașteți? Corect! Ceasul! Însă, cum ascultăm pulsul muzicii? Ei bine, în fiecare melodie există o pulsație pe care de multe ori simțim să o exprimăm dând din cap sau din picior. Aceasta este pulsația în muzică. Haideți să încercăm să batem din palme împreună cu pulsația pe măsura de 4 timpi, adică cea mai utilizată măsură muzicală. Este inima. Nu o vezi, dar o simți, iar viața depinde de ea în permanență. Așadar, vom denumi pulsația inima muzicii. De foarte mare ajutor ne este toba mare pe care o simțim pe timp. Însă, ce facem atunci când percuția dispare? Mai putem simți pulsația? Sigur că da! Pulsația nu depinde de partea de percuție a unei melodii. Haideți să încercăm! Cel de-al doilea exemplu începe direct fără percuție. Pasul numărul 1, ascultăm și ne familiarizăm cu melodia. Vă ajută enorm dacă pe partea de ascultare încercați pur și simplu să punctați cu capul pulsația. Puțin mai dificil. Fiind o piesă lentă și fără percuție, va trebui să ascultăm cu mai mare atenție. Fiind o piesă pentru pian, vom alege să pocnim din degete. Deoarece să batem din palme sau din picior ar deteriora o melodie atât de fragilă. Diferența dintre ritm și pulsație. Ei bine, ritmul se construiește pe pulsație, adică pulsația reprezintă baza, iar ritmul îmbină diverse formule ritmice peste pulsație. După cum observați, duratele ritmului nu sunt egale.
Încercați să creați diverse formule ritmice și puteți exersa cu un metronom. Sau puteți forma două echipe din care una va ține pulsația, iar cealaltă ritmul și viceversa.